Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, Cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să înțelegem care este voia sa cu privire la noi oamenii. Pe măsură ce studiem acest cuvânt, avem nu numai imaginea ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi, dar și cum este El. Pentru că Dumnezeu nu așteaptă ca noi să fim mai puțin decât El. El dorește ca noi să avem un caracter asemănător cu al Lui. Iată de ce, dragii mei, Dumnezeu este atât de atent în detaliile pe care le dă acum poporului cu privire la legea sa. Pentru că, de fapt, aceasta este ceea ce face detalierea celor 10 porunci. În mare măsură, ceea ce găsim între capitolele 21 și 24 ale Cărții Exod are de-a face cu legislația socială. Aici sunt formulate legile pentru ceea ce noi am numit o societate civilizată. Astăzi sunt mulți care se întreabă ce este bine și ce este rău. Sunt mulți, de asemenea, care spun că binele și răul sunt noțiuni relative. Este foarte adevărat că o anumită doză de relativism există în bine și rău, dar aceasta depinde numai de standardul pe baza căruia face această analiză. Dacă luăm cuvântul lui Dumnezeu ca reper, atunci nu găsim relativism în ceea ce privește binele și răul, pentru că Dumnezeu este foarte clar în ceea ce spune. Apoi nu poate fi vorba de relativism, pentru că binele și răul vin din sfințenia lui Dumnezeu, care nu este relativă, ci este un absolut. Israelul este totuși un exemplu în ceea ce privește contribuția standardelor divine la formarea unui sistem juridic și al unei morale deosebite. Modelul prezentat Israelului este în cele din urmă o bază a sistemelor juridice din cele mai multe state creștine de astăzi. Aceasta pentru că Dumnezeu este interesat de fiecare aspect al vieților noastre, și niciun detaliu nu este trecut cu vederea. Vom avea ocazia să vedem că Dumnezeu are un cuvânt în ceea ce privește proprietățile noastre, relațiile de familie, problemele sociale, furtul, vrăjitoria, în mare probleme cu care lumea modernă se confruntă din plin. Dar să începem incursiunea noastră în acest capitol 22 din Cartea Exod. Dacă un om fură un bou sau o oaie și îl taie sau îl vinde, se dea cinci boi pentru boul furat și patru oi pentru oaia furată. Ceea ce mie mi se pare interesant în acest pasaj este că Dumnezeu admite posibilitatea unor astfel de evenimente neplăcute. Oare de ce nu este la fel de drastic cum a fost și în alte situații, să aducă pedepse mult mai mari? De ce această atitudine? Pentru că furtul nu este păcat? Ba da, este. Pentru că nu este important? Ba da, este unul din comportamentele cu foarte mare importanță în societate. Nu este timpul și locul să intervenim în toate implicațiile furtului, Cert este că furtul nu este privit cu mai multă îngăduință de Dumnezeu, în comparație cu alte fapte condamnabile. Nu știu de ce Dumnezeu a fixat această rată de răscumpărare a greșelii. 5 pentru unul în cazul boilor sau 4 pentru unul în cazul oilor. În orice caz, în Noul Testament, Zacheu se referă la această prevedere. Iată ce redare evanghelistul Luca cu privire la acest incident. Dar Zaccheu a stat înaintea Domnului și i-a zis, Iată, Doamne, Jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Pasajul se găsește în Evanghelia după Luca la capitolul 9, versetul 8. Zacheu se referea la acest principiu din legea mozaică. Societățile moderne stabilez numai restaurarea stricăciunilor, adică plata pagubelor făcute. Dar să nu mai vorbim de intervenția avocaților, care în cele din urmă fac din victimă vinovat și din vinovat victimă, Trăim, dragii mei, într-o societate care este departe de legea lui Dumnezeu, pentru că inima ei este departe de Dumnezeu. Să mergem și noi, mai departe, în noua lege pe care o dă Domnul. Dacă hoțul este prins părgând și e lovit și moare, cel ce l-a lovit nu va fi vinovat de omor față de el. Aceasta este o lege privitoare la dreptul autoapărării și autoprotejării bunurilor. Nu cu mult timp în urmă, un hoț a intrat în casa cuiva și a fost surprins în timp ce încerca să fure unele lucruri. Proprietarul, posesor al unei arme, l-a împușcat rănindu-l destul de serios pe hoț. Ei bine, hoțul a dat în judecată pe proprietar pentru a-i se plăti daune materiale. Sentința a fost incredibilă. Proprietarul a fost găsit vinovat și a fost nevoie să-și vândă casa pentru a plăti hoțului despăgubirile. Desigur, nu comentăm aici justețea unor astfel de decizii. Dar este clar că trăim într-o societate în care firea noastră coruptă conduce la astfel de probleme. Dumnezeu, însă, este interesat în protejarea proprietății omului și vieții lui. Legile lui Dumnezeu sunt principii care au menirea de a aduce liniște și ordine în viața societății. Dacă omenirea ar fi aplicat legislația dată de Dumnezeu, cu siguranță lucrurile ar fi stat altfel. Nu pentru că legea ar avea o putere transformatoare, ea nu are așa ceva dar legea ar fi adus un echilibru în viața omului. Apoi, să nu uităm, ea ne îndreaptă către Domnul Isus, care este izbăvitorul nostru. Cea mai democrată Constituție, Constituția Statelor Unite ale Americii, a fost scrisă de oameni care au avut ca bază cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii aceștia au avut respect pentru cuvântul Domnului și lucrul acesta se reflectă și în legile pe care le-au făcut. În ceea ce privește hoțul, el trebuie să restituie cu orice preț stricăciunile făcute. Dacă a răsărit soarele, va fi vinovat de omor față de el. Hoțul trebuie să dea înapoi ce este dator să dea. Dacă n-are nimic, să fie vândut drob ca despăgubire pentru furtul lui. Dacă ceea ce a furat, fie bou, fie măgar sau oaie, se găsește încă viu în mâinile lui, să dea îndoit înapoi. Dragii mei, Viața noastră nu este o întâmplare pe acest pământ. Fiecare lucru are semnificația lui, scopul lui. Faptul că Israelul se afla acolo la poalele muntelui Sinai nu este întâmplător. Dumnezeu știa foarte bine care sunt lecțiile pe care vrea să le transmită poporului. Cu toate că poporul se afla în plin deșert, Dumnezeu le dă porunci și legi care se vor aplica numai în momentul în care vor intra în țara pe care Dumnezeu a promis că le va da. Ascultați numai! Dacă cineva face o stricăciune într-un ogor sau într-o vie și își lasă vita să pască pe ogorul altuia, să dea ca despăgubire cel mai bun rod din ogorul și via lui. Dacă îi un foc și întâlnește mărăcini în cale și arde greul în znopi sau în picioare sau câmpul, cel ce a pus foc să fie silit să dea o despăgubire de plină. Ei nu aveau încă o goare în deșert, dar Dumnezeu îi pregătea pentru zilele în care vor fi în țara lor și vor avea toate acestea. Mai mult, Israelul trebuia să fie un exemplu pentru popoarele din prejurul lor. Dumnezeu cultivă în felul acesta în ei responsabilitatea, simțul responsabilității. Din păcate, este un simț pe cale de dispariție în lumea modernă. Cred că avem nevoie să ni se reamintească acest lucru. Să ni se reamintească că suntem responsabili pentru fiecare lucru, pentru fiecare faptă a noastră, Observați de asemenea în ce detalii intră Dumnezeu cu aceste principii. El nu dă doar niște legi generale pe care fiecare să le împlinească așa cum dorește. Dumnezeu face precizări specifice pentru diferite situații. Dragi prieteni, grija lui Dumnezeu pentru noi este una generală. Ea este pentru fiecare detaliu al vieților noastre. Ascultați ce spune Domnul numai despre împrumutul și despre modul în care trebuie să se restituie acestea. Dacă un om de altuia bani sau unelte spre păstrare și le fură cineva din casa acestuia din urmă, hoțul trebuie să întoarcă îndoit dacă va fi găsit. Dacă hoțul nu se găsește, stăpânul casei să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu ca să spună că n-a pus mâna pe avutul aproape lui său. În orice pricină de înșelăciune cu privire la un bou, un măgar, o oaie, o haină sau un lucru pierdut despre care se va zice, uite-l, pricina părților să meargă până la Dumnezeu. Acela pe care îl va osândi Dumnezeu trebuie să întoarcă îndoită aproape lui său. Dar să trecem acum la un alt fel de probleme. Dacă un om înșală pe o fată nelogodită și se culcă cu ea, îi va plăti zestrea și o va lua de nevastă. Dacă tatăl nu vrea să-i el va plăti în argint prețul zestrei cuvenite fetelor. Aceasta este o problemă mai delicată, dar importantă. Nimeni nu poate să se folosească de celălalt așa cum vrea el. Fiecare lucru trebuie așezat în contextul potrivit și rezolvat ca atare. Cel care voia plăcerea sexuală trebuie să intre în contextul căsătoriei pentru a avea. Dar să trecem la o altă problemă spinoasă, problema vrăjitoarelor. Pe vrăjitoare să nu o lași să trăiască. Asupra acestei probleme, Dumnezeu va reveni și o să vedem atunci, odată în plus, ce înseamnă vrăjitoarele și de ce măsura luată împotriva lor este atât de drastică. Acum, sunt mai multe aspecte pe care Dumnezeu le abordează. Oricine se culcă cu un dobitoc să fie pedepsit cu moartea. Cine aduce jerfe altor Dumnezei decât Domnului singur să fie nimicit cu desăvârșire. Să nu chinuiești pe străin și să nu-l suprești că și voi ați fost străini în țara Egiptului. Să nu asuprești pe văduvă, nici pe orfan. Dacă e suprești și îi strigă la mine după ajutor, eu le voi auzi strigătele. Mânia mea se va aprinde și vă voi nimici cu sabia. Nevestele voastre vor rămânea văduve și copiii voștri vor rămâne orfani. Vedeți, zoofilia, idolatria și vrăjitoria sunt toate pedepsite de Domnul cu moarte, distrugerea. De ce? Motivul este acela că este o sfidare a creației și Creatorului. Dar și în ceea ce privește grija față de cei nepăstuiți, Dumnezeu are un cuvânt de spus. Poporul trebuie să aibă grijă de aceste persoane. Așa cum Dumnezeu are grijă de ei, așa trebuie ca și ei să aibă grijă de cei slabi și neajutorați. O secțiune aparte este, din nou, cea a împrumuturilor. Dacă împrumuți bani vreunaia din poporul meu, săracului care este cu tine, să nu fii față de el ca un cămătar și să nu ceri camătă de la el. Dacă ei zălog haina aproape lui tău să-i o dai înapoi înainte de apusul soarelui, căci este singura lui învelitoare, este haina cu care își învelește trupul, cu ce are să se culce. Dacă strigă spre mine după ajutor, eu îl voi auzi, căci eu sunt milostiv. Este uimitor modul în care Dumnezeu protejează pe cel sărac. Nu în mod gratuit se spune că Dumnezeu este tatăl orfanilor și al văduvelor. Iată aici o mostră a grijii lui. Iată, dragi prieteni, ce fel de Dumnezeu este Domnul. Lui nu-i sunt indiferente nicio categorie de oameni, niciun detaliu al vieților noastre. Este plăcerea lui să binecuvânteze, să poarte de grijă. Pe toți aceia care sunt ai lui, el îi ocrotește, îi înconjoară cu dragostea lui. Dar să mergem mai departe la capitolul 23, unde găsim continuarea acestor prevederi. Să nu răspândești zvonuri neadevărate. Să nu te unești cu cel rău ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el. Să nu te iei după mulțime ca să faci rău. Și la judecată, să nu mărturisești trecând de partea celor mulți ca să abați dreptatea. Să nu părtinești pe cel sărac la judecată, Iată câteva prevederi referitoare la atitudinea față de cei din jur în ceea ce privește bârfele, judecata, procesele. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne atrage atenția asupra cuvintelor pe care le folosim, a ceea ce spunem. Observați că Dumnezeu amendează bârfa. Amendează acest obicei de a lua cuvintele, vorbele dintr-o parte și le transporta în alta. Din păcate, în societatea de astăzi, nimănui nu-i mai pasă de acest păcat. El a devenit un obicei. Un alt aspect important aici este cel cu privire la raportul dintre individ și grupuri. Spune Dumnezeu că nu este bine ca oamenii să se alieze pentru a face rău. Oare ce argument ar avea cei care se adună în bande, în armate puse pe jaf și distrugere? Dumnezeu este foarte clar: dacă este vorba despre asociere, ea trebuie să fie pentru cauze bune, nobile. Mărturia este și ea în atenția lui Dumnezeu. Dumnezeu știe că uneori cu bani poți cumpăra dreptatea. Știe foarte bine că inimile atinse de păcat pot fi înșelătoare. Tocmai de aceea, prin intermediul acestei legi, domnul atrage atenția supra faptului că adevărul nu trebuie să fie influențat de bogăție sau influență, dar nici de sărăcie. Acum, după ce domnul revine asupra adevărului și protecției săracului, el se ocupă și de solul, de pământul țării să nu asuprești pe străin. Știți ce simte străinul, că și voi ați fost străini în țara Egiptului. Timp de șase ani să seamăni pământul și să-i strângi rodul, dar în al șaptelea să-i dai răgaz și să-l lași să se odihnească. Din rodul lui să mănânce săracii poporului tău, iar ce va mai rămânea să mănânce fiarele de pe câmp. Tot așa să faci cu via și măslinii tăi. Timp de șase zile să-ți faci lucrarea, dar în ziua șaptea să te odihnești, pentru ca boul și măgarul tău să aibă odihnă, pentru ca fiul roabei tale și străinul să aibă răgaz și să răsufle. Aici Dumnezeu se referă nu numai la ziua de sabat, dar chiar și la anul sabatic. În cartea Levitic, Dumnezeu va trece din nou în revistă aceste zile și va insista mai mult asupra lor. Ziua de sabat era o zi de odihnă și sărbătoare în cinstea Domnului. Anul sabatic era anul în care pământul rămânea necultivat. Era anul de odihnă al pământului, refacerea solului. Observați, vă rog, importanța pe care o dă Dumnezeu acestor aspecte. Nimic nu este lăsat la voi întâmplării. Omul, pământul, trebuie să se bucure de odihnă, de contemplarea creației lui Dumnezeu. Oare nu am uitat noi aceste lucruri? Exploatăm la maximum această creație. Fără să ținem cont de legile pe care Dumnezeu le-a instituit. Pământul acesta, creația, are și ea nevoie de odihnă. Dumnezeu, atunci când a creat tot ceea ce vedem noi, Universul acesta, în cea de-a de zi, s-a odihnit și a fost o zi pe care a pus-o deoparte, o zi pe care apoi a încredințat-o poporului său. Este o zi în care noi contemplăm creația, contemplându-l pe Creatorul ei, bucurându-ne de el sărbătorindu pe el. Odihna și sărbătoarea erau considerate ca fiind foarte importante de Dumnezeu. Iată și în continuare din sărbătorile pe care le dă Domnul poporului. El spune așa, De trei ori pe an să prăznuiești sărbători în cinstea mea. Să ții sărbătoarea zimilor timp de șapte zile la vremea hotărâtă în luna spicelor, să mănânci zim cum ți-am poruncit, căci în luna aceea ieși ieșit din Egipt, și să nu vii cu mâinile goale înaintea mea. Să ții sărbătoarea secerișului, acelor din tăi roade din munca ta, din ceea ce vei semăna pe câmp, și să ți sărbătoarea strângerii roadelor la sfârșitul anului când vei strânge de pe câmp rodul muncii tale. De trei ori pe an, toată partea bărbătească să se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeu. De trei ori pe an, bărbații din Israel trebuia să se înfățișeze înaintea Domnului. Erau trei mari sărbători pe care poporul trebuia să le țină. Sărbătoarea Paștelor, Sărbătoarea Cinzecimii, Sărbătoarea Corturilor. Acestea erau sărbătorile obligatorii pentru popor. Toate acestea erau repere pentru popor în ceea ce privea intrarea în țara pe care l va da Domnul ca moștenire. Poporul trebuia să-și aducă aminte mereu de ceea ce a făcut Dumnezeu, de actul eliberărilor. Era legământul lui Dumnezeu cu ei poporul copiilor săi. Prin sărbătorile lor, prin legile pe care le-au primit de la Domnul, ei trebuie să fie o mărturie în mijlocul popoarelor în care vor fi așezat. Pentru Dumnezeu, țara promisă era ca și data evreilor. De acum nu mai era decât o problemă de timp și, bineînțeles, una de ascultare din partea poporului pentru a intra în posesia ei. Dumnezeu va avea grijă lor și iată că acum le dă indicații cu privire la cucerirea țării. Iată, spune el, eu trimit un înger înaintea ta ca să te ocrotească pe drum și să te ducă în locul pe care l-am pregătit. Fii cu ochii în patru înaintea lui și ascultă glasul lui. Să nu te împotrivești lui, pentru că nu vă va ierta păcatele, căci numele meu este în el. Dar dacă vei asculta glasul lui și dacă vei face tot ce îți voi spune, eu voi fi cu vrăjmașul vrăjmașilor tăi și potrivnicul potrivnicilor tăi. Acum sunt mereu întrebări cu privire la acest înger. Cine este el? Cred că alte pasaje ale scripturii ne oferă lămuririle necesare. Astfel, în prima epistolă către Corinteni, capitolul 10, versetul 4, găsim scris Și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei. Și stânca era Hristos. Tot în capitolul 10, de această dată, versetele 9 și 10, Pavel continuă să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii dintre ei, care au pierit prin șerpi. Să nu cărtiți cum au cărtit unii din ei, care au fost nimiciți de nimicitorul. De cine trebuia să asculte poporul? De Domnul Isus. El este îngerul despre care vorbește Domnul. Însă nu sosise momentul revelației totale cu privire la Domnul Isus, dar el era acolo, era în mijlocul lor. Observați, dragi prieteni, că Dumnezeu nu exclude niciun element din acest proces de eliberare al poporului. Atunci când Domnul începe ceva, el duce la bun sfârșit. Poporul este scos din Egipt, îi se dă o lege care era vitală pentru existența lui ca popor, și, de asemenea, îi se dă o țară. Dragii mei, și noi suntem poporul Domnului. Prin credință în Domnul Isus, devenim copii ai Lui. Avem deja o țară promisă ceea ce înseamnă că ea este deja pregătită pentru noi. Dar împreună cu acesta avem și o lege care trebuie să ne supunem. Dacă legea dată evreilor conținea și aspecte legate de ceremonie, pentru noi este o lege unică, legea dragostei. Este ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi, dragoste. O dragoste la fel cu cea pe care El o a arătat poporului și nu arată și nouă. Prin lege Dumnezeu le-a arătat că El este plin de grijă față de ei, la rândul lor, prin grija față de străini, față de văduve, față de orfan, poporul trebuie să-L reprezinte pe Dumnezeu. Este o mare cinste, o mare onoare pe care nu face Domnul. Să arăți din ceea ce este a Lui, este o onoare pe care nimeni altcineva nu ne -o poate face.